Un bărbat din capitală și soția acestuia au fost condamnați la câte 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Asta după ce acum 5 ani cuplul a obligat mai multe tinere, printre care și minore, să facă videochat. Cei doi le ademeneau printr-o ofertă de muncă în calitate de modele. Totul se întâmpla într-un apartament din Chișinău, unde fetele erau obligate să presteze servicii sexuale online. Majoritatea clienților erau cetățeni de peste hotare. Timp de 4 luni, cuplul din Chișinău a recrutat 12 tinere, printre care și 3 minore, și le-a obligat să presteze servicii de videochat.